Anamneză. Sunt două decenii din ziua în care, spre tainicul vechi cimitir, sobor de măicuțe din lavra văratic urmau un frumos coviltir. În dangăn de clopot și în ploaie de lacrimi, duceau să pună în mormânt pe vrednica maică Nazaria Niță, stareță unsă de Duhul Sfânt. In memoriam, 20 de ani de la trecerea Maicii Nazarie Niță la cele veșnice, în ziua de 28 octombrie, în dictionul 2021. Preacuvioase maici, preacuvioși părinți, sunt 20 de ani de când Maica Stavroforă Nazaria Niță, fostă stareță a mănăstirii Văratec, nu mai este fizic în soborul de maici al acestei chinovii. Raportată la viața unei personalități ecleziastice, așa cum a fost percepută această distinsă, dar smerită călugăriță, ne punem firească întrebare. Ce mai reprezintă după 20 de ani Maica Nazaria pentru cei ce au avut șansa să o fi cunoscut sau să fi stat în preajmă uneori? În aceste două decenii, de când paradigmatica stareță se odihnește în poiana tăcerii, de pe una din colinele care străjuiesc ca un zid de cetate satul de măicuțe a fierosite Maicii Domnului, este evident faptul că toate maicile, fie că au fost contemporane cu inegalabila stareță, fie că nu au fost, în unanimitate pomenesc cu vădită evlavie și respect de cuvioșia sa. O vorbă veche spune că morții nu mor când sunt puși în morminte, ci atunci când cad în uitare. Maica Stavroforă Nazaria Niță de 20 de ani nu numai că nu a fost uitată, ci este o prezență vie în gândul fiecărei monahii din această mănăstire și nu numai, devenind între timp un simbol al vieții călugărești, al monahismului românesc și un model autentic de călugăriță misionară, trimise de Dumnezeu în vremuri de răstriște și prigoană a Bisericii Drepmăritoare din vremea comunismului ateu. Când Maica Iosefina, actuală stareță a mănăstirii Văratec, mi-a reamintit că se împlinesc 20 de ani de când vrednica și neuitata sa mama duhovnicească s-a născut în cer, am resimțit fiorul rece al sentimentului despărțirii de cineva iubit și prețuit pentru calitățile sale excepționale. Așadar, la acest popas comemorativ, preiubita mea soră, Maica Iosefina, m-a rugat să încropesc câteva cuvinte de evocare a acestui trist eveniment care s-a consumat acum 20 de ani, la care am participat și unde am ținut un scurt panegiric. Am acceptat cu bunăvoință să răspund solicitării, dar mi-am dat seama că nu mai pot adăuga nimic în plus la ceea ce am spus atunci, cred că din inspirație divină. De aceea, voi relua în continuare câteva pasaje din cuvântul pe care l-am ținut în data de 30 octombrie 2001, când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei, m-a desemnat ca alături de Preasfințitul de Pioasă Amintire, Cherasim Putneanu, să slujesc la mormântarea reposatei și iată ce spuneam acum 20 de ani. Îndurerată obște și întristată familie, personal am cunoscut pe Maica Stareță Nazaria din anul 1969, când am venit la una din rudeniile mele din această mănăstire. Nu împlinisem 15 ani, dar eram hotărât să intru în viața monahală. Ca să mă încurajeze, Maica Stareță a îngăduit ca una dintre ucenicile ei, Maica Hrisandia, să mă însoțească pe potecile solitare ale munților din jur către Sihăstria, unde am și rămas. Și de atunci m-am atașat de această paradigmatică stareță, purtându-i permanent un respect deosebit. Preacuvioase maici, iată ce spuneam Maicii Iosefina acum 20 de ani, care parcă o văd și acum, stătea nemișcată, cu ochii în lacrimi, lângă catafalcul mamei sale spirituale, Maica Nazarie. Tu, sora mea, acum aproape 25 de ani, deși un copil plăpând, abia plecat de sub aripa oblăduitoare a mamei tale trupești,
ai intrat în obștea acestei mănăstiri, iar ca ascultare ai primit îngrijirea episcopului Partenie al Romanului de pioasă amintire. Văzând starița de atunci, Maica Nazaria, devotamentul tău pentru cei suferinți, te-a luat ca ucenică apropiată și ai slujit-o cu credință. Anii au trecut unul după altul, pregătindu-te asidu la școala duhovnicească a acestei inegalabile mame spirituale. Ai devenit pentru dânsa bucuria vieții. Sufletele voastre comunicau în așa măsură încât, în ultimul timp între voi, orice vorbă era de prisos. Era inundată de ființa ei. Observam cu toții că participa la taina persoanei ei, iar ea participa la taina persoanei tale, încât tu devenisei pentru ea rațiunea existenței sale. Aceasta s-a văzut mai ales pe parcursul îndelungaților ei ani de suferință. Dar Dumnezeu a pregătit pentru ea marea înserare, adică despărțirea voastră pentru o anumită perioadă, iar aceasta a făcut-o în chip minunat. De 3 zile veghezi la căpătâiul aceluia care te-a învățat ascultarea și iubirea de Hristos în viața monastică, fără să închizi vreun ochi. Dar în a treia noapte, la straja a treia, în tăcere, la lumina lină a candelei, un înger a trecut prin camera voastră. Ție ți-a dat un somn odihnitor, iar măicuței tale i-a luat sufletul din trupul ostenit și topit de o boală necruțătoare. La un moment dat, te-ai deșteptat ca dintr-un somn greu, dar ea era plecat. Orice încercare de a o redeștepta a fost zadarnică. Ai strigat ca și Iisus pe cruce, ca pentru ea, săvârșitul sa. Apoi, te-ai agitat, te-ai tulburat, ai plâns, dar te-ai resemnat într-un târziu pentru că ai înțeles că așa a fost voia lui Dumnezeu pentru voi. Ce-ți pot spune? Doar atât. Lasă pe măicuța ta să se odihnească în pace. Nu o mai deranja. Consideră că s-a dus într-o cameră alăturată și a închis ușa după dânsa pentru a se odihni după osteneala acestei vieți. Păstrează-i vie amintirea. Roagă-te pentru ea și fii demnă cum a fost și ea. Iubește-o ca și mai înainte, dar cu o iubire aparte, duhovnicească, căci numai o astfel de iubire ignoră prezența ei fizică printre voi. Nu te mai îngriji de sănătatea ei, ci doar de a ta și a celor ce au mai rămas. Roagă-te pentru ea, pentru că prin aceasta vei adăuga dragostea ta la dragostea lui Dumnezeu pentru dânsa. Consideră că țărâna care o va acoperi curând nu va fi decât plapuma cu care acopereai trupul ei pe patul de suferință. Fiind credințată că sufletul ei este în mâna lui Dumnezeu, căci numai El știe să pună capăt oricărui lucru frumos. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească în pace, veșnică ei pomenire. Maică Stariță și Preacinstit Sobor, pentru că viața Maicii Starițe s-a încheiat în această istorie acum 20 de ani, e de prisos să mai adăugăm ceva la această evocare pornită din suflet. Doar un sfat îți mai dau. Ține bătătorită cărarea pe care o parcurge aproape zilnic la mormântul ei, până când prea milostivul Dumnezeu va rândui să pleci și sfinția ta din viața aceasta. Că vor mai fi până atunci 50 de ani sau 100, nu importă. Dar ținându-i vie amintirea, ea, la rândul ei, se roagă la Dumnezeu să-ți pregătească și ție un colțișor de rai, vecin cu al ei, pentru a conviețui în vecii vecilor, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Amin. Arhiepiscopul Ioachim.